Două grupe de fotbaliști juniori de la CSM Deva, formate din copii din grupele 2009-2010, au primit invitația de a participa la turneul internațional Eagle, care se va desfășura în cantonul Vaud, Elveția. Turneul se va desfășura în perioada 27-28 mai 2022 pe stadionul Mili din Eagle și va reuni la start echipe de fotbaliști juniori din 7 țări europene, iar cazarea, masa și taxa de participare vor fi suportate de către organizatori. Acțiunea se pliază perfect pe motoul conducerii secției de la CSM Deva, care este educație prin fotbal, iar acest deziderat se realizează pas cu pas și turneul din Elveția fiind unul dintre aceștia. Două dintre grupele de copii și juniori de la Clubul Sportiv Municipal Deva vor participa la sfârșitul lunii mai la un turneu foarte puternic de nivel internațional care se va desfășura în Elveția. Așa cum probabil s-a observat în ultimul an și jumătate de la înființarea CSM Deva secției de fotbal, se continuă acest proces de dezvoltare a sportului devian, a fotbalului devian, al cărui obiectiv este educarea copiilor prin jocul de fotbal. Primăria municipiului Deva, prin domnul primar Florin Oancea, în mod direct se implică pentru sprijinirea tuturor copiilor care vor să facă mișcare într-un mediu sănătos. Și juniorii de la CSM Deva sunt implicați în mai multe competiții. Este de știut faptul că juniorii 1 evoluează la prima echipă, care are o comportare foarte bună în Liga 3-a, fiind aproape de calificarea în play-off. De asemenea, juniorii 2 și 3 joacă în echipa secundă, care activează în Liga 4-a Hunedoara și obțin rezultate bune în fața unor adversari mult mai experimentați, iar unii dintre jucători au șanse mari să facă o carieră frumoasă în fotbal. Noi la CSM Deva 2 promovăm cei mai tineri copilași din cadrul centrului nostru de copii și juniori. Avem o medie de vârstă de 15-17 ani și în funcție de săptămână, în funcție de cum au și celelalte grupe, formăm echipa. De aceea, în anumite săptămâni sunt surprize, cum a fost și acum cu Orăștie, în care am făcut egal contra unei echipe experimentate, deși am condus până pe final, sau Victoria Hurricani. Avem câțiva copii foarte buni în cadrul centrului nostru de copii și juniori care cred că vor ajunge să joace la un nivel superior, cu siguranță. Revenind de la turneul din Elveția, acesta reprezintă prima competiție internațională la care vor participa tinerii fotbaliști de la CSM Deva, clubul fiind înființat abia anul trecut.